Visul numărul unu al meu pentru Cluj este ca Clujul să devină cea mai mare platformă medicală din sud-estul Europei. Asta însemnând ca în loc ca populația română transilvaniană să meargă sau la Viena, sau la Debrețin, sau în Turcia, să vină în Cluj, în așa fel în Clujul să fructifice atât tradiția medicală pe care o are, cât și prezentul academic, cât și viitorul tehnologic pe care medicina îl oferă. Cred că acest vis, pentru că este un vis, se poate împlini prin existența câtorva lideri vizionari care să reușească să comaseze în acest proiect îndrăzneț atât platformele publice pe care Clujul le oferă, e vorba de toate spitalele pe care Clujul le are la dispoziție ca și infrastructură, să aducă pe lângă această platformă publică și platforma privată pe care Clujul oferă, toate clinicile și spitalele private pe care Clujul le-a dezvoltat în ultimii 10 ani și mai mult să aducă pe această platformă și Spitalul Regional de Urgență pe care Clujul are în proiect, dar care este un proiect care încă din ce se vede nu a demarat. Asta înseamnă cu alte cuvinte ca Clujul să ofere cel puțin 5.000 de locuri în spitale, în capacitățile pe care le are, să ofere tehnologie paraclinică și clinică de vârf, bineînțeles și tehnologie de laborator, dar mai ales să ofere ceea ce Clujul are de peste 100 de ani și anume capital uman, medici, farmaciști, specialiști, studenții, capitalul academic să îi cuprindă într-o masă critică care să realizeze această platformă. Așa cum spuneam la început, în acest vis, asta înseamnă că românii și transilvanenii să nu mai meargă în afara României să se trateze sau în fine să-și facă investigații suplimentare, ci să rămână în România. Asta înseamnă, în primul rând, glorie pentru Cluj, glorie pentru școala medicală românească și nu în ultimul rând niște avantaje evidente economice pentru Cluj și pentru regiune.